cum ți se pare Gâlcă chiar? Echilibrat. Da? Da, personalitate și foarte echilibrat. Vorbește puțin și face multe, muncește mult. Că a jucat împreună. Știe fotbal. E mijlocaș central, e echilibrat între ambele faze. Un tip care cu mare personalitate, așa cum era și între noi când era cu noi. Când nimeni nu se ducea la el să... Chiar dacă era mai mic și își cunoștea lucrurile lui, locul lui, Costel totdeauna și-a văzut de locul lui, unde e el. Dar nici nu te duceai peste el să-l cași, chiar dacă era... Adică nu accepta. Avea orgolii, nu? Da, personalitate, nu orgolii. Nu orgolii, e diferența. Personalitate. Orgoliile să... Te făcea să-l respecti. Da? Da, îl juca curat, tot timpul curat. Uh-huh. Dar bine, tare. Nu era... Nu era moale. Costel niciodată. Stilul lui de manifestare mai degrabă așa, mai... E tăcut. Mai nemțesc decât spaniol, adică... Bravo, neamț. Nu? Tace, știe ce vrea, știe unde se duce, are ideile foarte clare. Deci personalitatea așa puternică, așa cum îl vezi mutălău, așa? Da. Pare. Serios? Da. Adică nu puteai să-l calci dacă vrei să-l calci. Colaborează, pentru că el a jucat la mijloc, deci era obligat să colaboreze. Deci dacă vrei să-l... Nu te colaborează deranja? Colaborează foarte bine cu toată lumea. Da? Deci nu te deranja, dar dacă vrei să-l deranjezi, să-l calci... Te făcea să nu-l faci, cum a fost și Loți, genul lui Loți, tot așa. Are o bilă mare, neagră, ratarea Champions League, în fața unui adversar, după părerea mea, de scos. Adică... Costel trebuie să adapteze, singurul care trebuie să facă, să adapteze conceptul, filozofia spaniolă, aceea de cu mingea să lucrezi și să, la nivelul ăla foarte sus, la noi, cu jucători români, cu jucători care nu sunt chiar așa de... Deci nu poți să o treci dintr-o dată. Adică care nu sunt așa de ce? Inteligenți sau cum? Nu putem să trecem, pentru că fotbal, diferența imediat la fotbal și e cât de repede treci de la o fază la alta, dar trebuie să fii educat pentru lucrul ăsta. Asta nu se face într-o zi, două, să schimbi într-un termen foarte scurt. În timp el poate să schimbe lucrurile, să aducă să jucători care să facă, jucătorii care lucrează cu el să înțeleagă. Adică tu spui că trebuie să aibă răbdare. Răbdare mare. Nu? Răbdare. Pentru că la început dar răbdare, ce răbdare ai la Steaua? Deci el a făcut-o bine și a dat seama la un moment dat de anumite lucruri și a făcut anumite concesii bune care i-au făcut bine lui. Normal că mai are de lucrat la un anumit aspect cum vrea el să se domine, să joace, să facă toți ambele faze foarte bine, toată tot. Bun, și te întreb ceva, dacă nu se deștepta și nu făcea concesiile? N-avea succes, clar. Nu? De ce? Îl respingeau jucătorii, probabil, nu? Nu jucătorii l-au respingeau. Și a dat seama că pentru binele echipei trebuie să facă ceva mixt. La ce era echipa obișnuită înainte și ce vrea el. Și între astea două, în timp, ușor, ușor le amestecă ca la final să ajungă vreodată, dacă timpul îi dă voie și o să aibă succes în 2 ani, într-un an, 2 ani, să vedem echipa lui Gâlcă, fotbalul care vrea el. Păi da, el ce vrea, de fapt? Stilul ăla spaniol? Da. Ce, Barcelona? Spaniol. De fapt, stilul spaniol în acela în care domini, ți impui, totul bazat pe posesie. Da. Când se spune că n-ai posesia, comanzi în teren.